să fie numele Lui Dumnezeu. Vis-a-vis de această cântare, ar trebui să luăm ceea ce zice cuvântul Domnului, că să nu ne orităm la ceea ce a fost în urmă, căci El este gata întotdeauna să facă lucruri noi. Amin. Și pentru lucrurile noi trebuie să-L binecuvântăm și să-I mulțumim Lui Dumnezeu, pentru că găsim în Sfânta Scriptură, în cartea Apostolului Pavel către Evrei, în capitolul 1, un lucru. Spune că vremurile se învechesc, dar El rămâne același. Este la fel de proaspăt în dragoste, este la fel de proaspăt în credincioșie, ca să se împlinească cu toată credincioșia fără dumnezeile Lui, este la fel de proaspăt în dorința de a face bine și de a mântui. Și pentru aceasta se cuvine să lăudăm și să binecuvântăm numele cea mai prea înaltă. Îngăduiți-mi să aduc înaintea noastră un salut personal din 1-a Epistola lui Pavel către Corinteni, de la capitolul 15, versetul 15. De aceea, preobiții mei frați, fiți tari, neglintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică, slăviți să fie Domnul. Aș dori în dimineața aceasta să împărtășesc împreună cu dumneavoastră din Psalmul 32, două versete. Poate m-ați așteptat să vorbesc despre mărturisire, dar eu mă simt îndemnat să vorbesc despre altceva. Și vreau să recitesc versetul 7 și versetul 8. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și voi arăta calea pe care trebuie să urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Amin. Amin. Cu toții suntem în această lume, și amintea fratele Gore, amintea și fratele Lădușan, faptul că, aflându-ne în această lume, în mod inevitabil, se întâmplă cu noi ceea ce Domnul vorbește prin prorocul, că spune că pe pământ avem necazuri, scântorări și multe suferinți. În fața tuturor acestor probleme, fraților și surorilor și dragii mei, ca împreună cu care suntem în această dimineață, în prezența Lui Dumnezeu, așa să avem împreună un cuvânt de îmbărbătare din partea Lui Dumnezeu. Pentru că, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în lume, pentru că suntem în lume, nu ne luăm după lume, dar ne uităm la ceea ce se întâmplă în lume, observăm o sumedenie de oameni care, fără nădejde fiind, fără Dumnezeu fiind, trăiesc niște drame care se sfârșesc cu lucruri neplăcute și în loc să fie doar drama lor personală, lucrurile astea amplifică și devin drama de familie, de rude sau și mai grav. Aș dori ca în această dimineață, doar în câteva cuvinte, să împărtășim câteva cuvinte și sfaturi din partea lui Dumnezeu cu privire la vremurile de strântorare, cum să fim biruitori și cum să rămânem în picioare atunci când trăim aceste vremuri, acum când ne trăim. Dragii mei, frate și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă un om despre care Biblia declară mai târziu că David era un om după inima lui Dumnezeu. Omul acesta mi-aduc aminte că, fiind înălțat și pus de către Dumnezeu ca rege peste Israel, pornește la un moment dat câteva lupte la filisteni și s-o oprește la un moment dat. Și întreabă, Doamne, să mă duc? Nu a pornit înainte. El a stat înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu i-a spus, du-te. Într-o împrejurare s-a oprit și Domnul i-a spus, când vei auzi zgomul pe deasupra buzilor, să te duci, că-și vei izbuti. Omul acesta vrea să învețe că în fața tuturor problemelor, în fața tuturor strâmbtorărilor, anecafurilor, alisorilor, abolilor, omului Dumnezeu este bine să nu fie niciodată singur. Și întotdeauna cu Dumnezeu. Asta este primul sfat. Asta este primul gând pe care vreau să-l împărtășesc împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Niciodată singur și împreună cu Dumnezeu. Amin. De multe ori, oamenii trăiesc adevărate drame și trăiesc frustrat în această lume. Dar cum să fie Dumnezeu de partea ta? Dar cum să fie Dumnezeu acela care să te ajute? Și din pricina acestor lucruri, din pricina acestor întrebări care încep, oare te ajută Dumnezeu? Oare mai poate Dumnezeu? Oare mai ascultă Dumnezeu? Oare să mai aibă milă Dumnezeu de tine? Oamenii trăiesc adevărate drame și frustrări. Dar găsesc în Psalmul 15 un cuvânt de îmbărbătare
Pentru că întotdeauna când în față, întotdeauna când în fața familiei, când în fața adunării, când în fața ta ca și persoană, este o problemă de orice natură. Dragul meu, haideți să citim împreună, mă scuzați, nu Psalmul 15, Psalmul 50, versetul 15, să citim un cuvânt de încurajare venit din partea lui Dumnezeu, pentru ca în nicio împrejurare de viață, noi să nu fim singuri, ci întotdeauna cu Dumnezeu. Citim în Psalmul 50, cu versetul 15, un cuvânt extraordinar. Dumnezeu este acela care spune că vrea să fie împreună cu tine, dragul meu. Ai o problemă de sănătate? El vrea să fie cu tine. Ai o problemă financiară? El vrea să fie cu tine. Ai o problemă cu familia? El vrea să fie cu tine. Ai o problemă biserică? El vrea să fie cu tine. Și pentru aceasta Dumnezeu spune, cheamă! Amin. Trist este că oamenii nu mai cred în lucrurile acestea și oamenii nu mai cheamă. Dumnezeu se auto-invită. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, eu vreau să fiu împreună cu tine. Vreau să fiu implicat în problema ta. Vreau să fiu implicat în necazul tău. Vreau să fiu implicat în strâmtorarea ta. Vreau să fiu implicat în boala ta. Întotdeauna cu Dumnezeu și niciodată să-i spune. Amin. Cuvântul Domnului a venit la Ieremia. Într-o vreme spune că a doua oară când a venit cuvântul Domnului la Ieremia, în Ieremia 33, Ieremia nu ducea bine. Ieremia nu era într-o poziție liniștită. Se afla într-un loc. Și spre cuvântul Domnului a venit a doua oară la Ieremia pe când era în temniță. Și spune, cheamă și voi face un lucru. Și îți voi răspunde. Nu vin niciodată. Și nu lua problema de unul singur, dragul meu. Întotdeauna implică-L pe Dumnezeu. El vrea și spune, cheamă, indiferent care este problema ta, mare sau mică, gravă sau mai puțin ușoară. Dacă Dumnezeu spune, un fir de păr nu scade din cap. De multe ori, soția mea se trezește dimineața și ca orice femeie și ca orice om care trebuie să fie cochetă și aranjează părul, de multe ori pe piaptă mai rămân și fire de păr. De mai rămân și nouă, mai ales începem să și încălunțim. Ei bine, firul acela de păr nu cade fără voia și fără ca El să știe. Mărire. Implică-L pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Noi de multe ori am auzit, și așa m-am supărat de multe ori, oameni care spunea pe tine, nu te ascultă Dumnezeu. Tu n-ai ce să cauți înaintea lui Dumnezeu. Deschide și văd că se poate și arăta la Evanghelia omului care a stat pe pieptul Domnului Iisus Hristos, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, în versetul 37, Domnul ne încurajează și te încurajează să faci lucrul acesta. Spune, dacă vine cineva la mine, nu spune dacă vine un pentecostan, nu spune dacă vine un baptist, nu spune dacă vine un pastor, un presbiter, un diacon, nu spune dacă vine un pocăit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, dacă vine cineva la mine și pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Și tot ceea ce întâi Tatăl va ajunge la mine, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Asta trebuie să te încurajeze și trebuie să mă determine ca toate problemele Domnul să fie cu mine. Și eu să apăresc la ea. L-ai implicat pe Dumnezeu în problemele tale până acum? Dacă nu a fost suficient de mult, este vremea să-L implici. Dacă nu L-ai chemat pe Domnul Iisus, dacă n-ai chemat pe Domnul Iisus, indiferent care este problema ta în această dimineață, este o ușă deschisă. Pe cel ce vine la mine, nu îl vrei să vin afară. Pe cine vrei crede? Pe cel care poate în inima ta va pune îndoială? Pe cel care în mintea ta va pune o sămânță de necredință? Sau vei crede cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că am citit că Biblia este, am cântat despre Biblie și ea este cuvântul lui Dumnezeu care ne învață, este bine. De multe ori, cuvântul ăsta așa de mult mă încurajează. Pentru că suntem oameni și amintea fratele Ioan. Suntem oameni care putem să spunem cum zice Ioan. Dacă zicem că n-am păcătuit, este adevărul în ori, nu? Dacă zicem că suntem fără păcat, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Dar în toate problemele, vină la Iisus și El nu te mai zbune afară. Știți? Era Domnul în casa omului, a lui Simon Petros. Era la masă. Și după cum era obiceiul la el, stăteau la masă întinși.
Și în timp ce vorbeam, ce făcea acolo efectiv, exact nu știu, știu că la o masă, dar probabil că aveau o împărtășire, vorbeau unii cu alții, spune că la picioarele Domnului Pietinatului a venit o femeie cu păcătoasă. În Luca, capitolul 7, o femeie păcătoasă. Femeia aceasta a venit la Domnul Iisus, a început să-i spere picioarele cu lacrimi, să-i șteargă picioarele cu părul capului ei și se lungă cu mine, cu un teren. Și așa cum sunt tot de multe ori, acei care erau acolo, dacă omul ăsta ar fi cu adevărat un profet, ar ști că femeia asta e o păcătoasă și că ea nu are ce căuta la picioarele lui Iisus. Nu ți s-a întâmplat de multe ori să ți se spună tu nu ai ce căuta la Iisus? Poate nu ți-a spus un frate în față, dar poate a venit în Duhul tău, poate a venit în inima ta un gând, ce să mai caut eu la Iisus? Femeia aceasta a venit la Domnul Iisus Hristos și la final, Domnul îi spune, femeie, păcatele tale care sunt multe sunt, sunt biserică, Domnul, pentru toate problemele tale, implică pe Iisus. Amin. Pentru că El este acela care vrea, El este acela care nu te izgonește și mai face lucru. Psalmul 50, versetul 5, a doua parte. Eu voi face ceva. De multe ori, am apelat. De doi ani, soția mea nu mai lucrează. Și aflam de o de muncă și vorbeam cu un frate, cu cunoștință. Și de fiecare dată când vorbeam și știam de o de muncă, acela își angaja altă cunoștință de-a lui. Pentru că așa suntem noi, oamenii, de multe ori, greșitori. Cel care se poate rezolva problema este singur Domnul, noi să fie numele lui Dumnezeu. În anul 2009, că m-a dat afară pe toți șefii de schimb de la Triteni, de la fabrica de cărămidă, pentru că nu mai vând ei să plătească șefii de schimb și să aibă cheltuieli mai mici, soția mea era chiar în 1 decembrie. La 6 dimineața eram angajat, la ora 11 eram acasă șomer. Soția mea a început să plângă, că aveam cheltuieli mari, datorii la bănci. Dragii mei, spunea soția mea, cum îți vei mai găsi în vremea asta de criză loc de muncă? În vremea de criză am avut atâtea oferte de locuri de muncă și n-am rămas acasă numai o lună de zile pentru că am zis, vreau o lună de zile de repaus, că am fost rob la faraon, făcând cărămizi. Dragii mei, Dumnezeu te izbăvește. Împreună cu tine, niciodată singur și întotdeauna cu Dumnezeu, pentru că El îți asigură izbânda. Cuvântul Domnului, asta de bază. Era în Albania, doi se predică acolo cuvântul Domnului printre musulmani, o țară de atezi. Acolo am întâlnit, în prima mea trecere prin Albania, un tânăr la 23 de ani. Numele lui este Genții. Era o seară de vineri, la ora 3 noaptea, încă ne rugam spăvitor înaintea lui Dumnezeu, cu un grup de 25 de copii. Acum nu știu, dar erau 25 de copii. Unii dintre ei nici nu căutau încă încheiasă de legământ cu Domnul. Și apoi la ora 3 am luat cina Domnului. O venit la noi și a spus, rugați-vă pentru mine. Dar spune-mi pentru ce să vă rugăm. În urmă cu 3 ani, când eu l-am primit pe Domnul, acest tânăr vorbește în mărturia lui, spune, am făcut o promisiune lui Dumnezeu, Doamne, în vedere nu-și ajută să mă angajez la armată ca să strâng o brumă de bani. Poate v-ați gândit că, să-și cumpere o gasolină, să-și iau o mașină, că ăștia și-o vândut tot, numai să aibă mașină. Orice și-o vândut animale, și-o vândut pământ, numai să aibă mașină. Nu. Băiatul ăsta vrea să facă o școală de misionari și să meargă misionari. Și era bine și spune, luni, se împlinesc cei 3 ani. Rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea putere, ca eu să mă duc și ceea ce am promis să fac. Și ne-am rugat lui Dumnezeu și luni dimineața s-a dus, a rupt contractul cu armata, s-a înscris la acea școală și în momentul acela, spre surprindere, părinții lui, tatăl lui, l-a relegat. Într-o familie de musulmani, a fi renegat înseamnă că nu mai ai ce căuta acasă, înseamnă că nu mai ai casă, înseamnă că comunitatea în care trăiești îți întoarce spatele. Nu înțelege lucrul ăsta. Și el a spus așa, tată, te respect. Am fost copil
mi-ai purtat de grijă, m-ai hrănit, m-ai îmbrăcat, m-ai dus pe brațe când am fost bolnav, dar deasupra ta este unul mai mare pe care trebuie să-l ascult. Întotdeauna cu Domnul și niciodată singur. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne mai învățăm un lucru. De multe ori noi ca și oameni stăm și ne întrebăm, oare cum să facem? Oare ce să facem? Și oamenii nu știu ce să facă și de asemenea trăiesc frustrări. În fața tuturor problemelor, a strâmbtorărilor, trebuie să înțelegem un lucru. Și aș dori să deschideți împreună cu mine Evanghelia după Ioan la capitolul 14, un verset extraordinar. Un verset care mă încurajează, un verset care mă întărește, fraților. În versetul 17, da, haideți ca să înțelegem puțin mai bine, să citim de la versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mântuitor care să rămână cu voi în viață. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți și atenție, căci rămâne cu voi și în voi, aleluia. Domnul lui Dumnezeu nu este departe, căci Domnul spune prin Luca, capitolul 17, versetul 21, împărăția lui Dumnezeu nu-i departe și este în mijlocul vostru, este înăuntru vostru. Ceea ce este important este, pe lângă faptul că nu trebuie să fiu niciodată singur și întotdeauna cu Dumnezeu, este ca întotdeauna eu să nu bâjbui și să aștept călăuzirea și înlucrerea Duhului Sfânt. Amin. Duhul acesta este în tine. Duhul acesta lucrează în tine. Cuvântul Domnului, dacă dăm pagina doar la capitolul 17, la versetul 13 spune, când va veni, El are călăuzească. De multe ori am auzit predici din cuvântul ăsta și m-a durut, pentru că s-au vorbit despre adevăr. Și s-au omis faptul că Duhul este în tine să te călăuzească. Duhul este în tine să-ți dea putere. Și spune cuvântul Domnului, când va veni Duhul, în fapte capitolul 1, spune Domnul Iisus, când va veni Duhul, veți primi ce? Slăbiciun? Veți primi întunerică? Nu. Ci veți primi putere. Și același Evanghelistul spune așa în unui Ioan 2:20 și voi aveți ungere din partea cel Sfânt, de aceea cunoașteți toate lucrurile slăbite pe numele lui Dumnezeu. Lasă acest Duh Sfânt să-și facă lucrarea în tine. Lasă acest Duh Sfânt să-și desăvârșească călăuzirea și ungerea în tine. În 1 Tesaloniceni capitolul 5, omul Dumnezeu care spune că a fost împiedicat la un moment dat să predice într-un loc, Evanghelia spune, nu stingeți. În fapt, șeptecul 51, nu vă potriviți Duhului Sfânt. Și lăsați Duhul să lucreze. Astăzi sunt soluțiile lui Dumnezeu în vremuri de criză, printre altele. Nu pot să spun că acoperi totul, dar ceea ce este important, în orice problemă, niciodată singur, întotdeauna cu Iisus. În orice problemă, fără mușuială, deplinim credința că Duhul lui Dumnezeu este cu noi și în noi slăviți să fie oameni lui Dumnezeu. Vreau să închei, îngăduiți-mă unii lor peste fără cinci, să închei cu mărturie pe care am întâlnit-o în Albania a unei tinere femei dintr-o localitate de 6.000 de suflete. Este o singură creștină. Doamne, este ușor. În comparație cu ei. În urmă cu mai mulți ani, a făcut acolo o familie de misionari, au predicat cuvântul lui Dumnezeu și această tânără și-a deschis inima pentru Domnul Iisus. În pricina faptului că biserica românească nu prea susține și aproape deloc nu susține lucrarea misionară, acea familie de misionari trebuie să se întoarcă apoi în România. Această tânără a rămas acolo fără ca cineva să mai înveze ceva din Scripturi. Și cât de mult îi sfătuim pe tineri, pe copiii noștri, cât de mult studiem noi Biblia, dar de ce nu să sfătuiască? Situația este așa de grea în Albania. O familie, cum este a fratelui? Aș dori să înțelegeți, fratele împreună cu toți copiii,
cu mărunțile, cu nepoți, locuiesc împreună. Pe vremea comunismului, o astfel de familie primea o cantitate extraordinar de mare de lapte, o jumătate de litru. Ca să înțelegeți cât de săraci era. E bine, această tânără avea doi copii și a rămas însărcinată cu al treilea copil. Ea avea Biblia, dar nu avea cine să o învețe. Și rămânând însărcinată cu al treilea copil, situația fiind foarte, foarte precară, se gândea ce zi doar de mâncare, a dorit să piardă copilul. Și s-a dus la spital, s-a internat. Și în ziua în care trebuia să aibă o intervenție chirurgicală, nu detaliază aceste probleme, pentru că nu este cadrul, a venit soțul împreună cu copiii ei, la spitalul înainte. Un băiat s-a pus la stânga ei și o fetiță, cealaltă fetiță, s-a pus la dreapta ei. Și o voce i-a spus, cum vă spun eu dumneavoastră, dacă vreți, vă aduc mărturia filmată. Împușcă pe unul dintre ei. Și această tânără, cu numele de Brelina, din comuna Romanat, din Albania, la 40 de kilometri de Tirana, spune, cum să împușcă eu pe unul dintre ei? Pentru că sunt copiii mei. Și aceeași voce îi spune, asta vrei să faci. Duhul lui Dumnezeu era acolo. Ca să nu greșească, ca să nu păcătuiască, ca să dăruiască călăuzire, ca să dăruiască putere de ascultare, ca să dăruiască putere de rămânere în cuvântul și voia lui Dumnezeu. Implică pe Domnul Iisus, implică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când El vine în tine, lasă-L să-și facă lucrarea aceasta. Eu zic, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să rămâneți tari, ca să sporiți și să știți. În Ezechiel spune Domnul că i-a dăruit Egiptului Nebucadnețar pentru că s-a ostenit pentru el, cucerind și mâncind tirul. Dar copilul lui Dumnezeu. Amin.